ce i-a făcut Ian cu sterp lui Jador în momentul în care l-a văzut, după derapajul pe care mama Geta l-a avut la adresa manelistului, așa cum era de așteptat, cu toții s-au întrebat cum va fi oare revederea dintre Jador și Iancu, mai ales că cei doi au fost colegi în cadrul unei competiții. Ei bine, iată că cei doi s-au reîntâlnit, iar manelistul pare că a dat uitării cele spuse de mama tânărului, așa că artistul și fiul cel mic al mamei Geta S-au filmat și au postat filmarea pe rețelele de socializare. După derapajul rasist pe care mama Geta l-a avut la adresa lui Jador, manelistul nu a mai rezistat și a simțit nevoia să răspundă public afirmațiilor pe care femeia le-a făcut despre el. Așadar, pe rețelele de socializare, manelistul a transmis un mesaj pentru mama fraților sterp. Acesta este un mesaj pentru mama Geta cu un deosebit respect dumnea ei sunt sigur că îl iubește pe Iancu, sunt sigur că își iubește copiii, sunt sigur că și-ar da viața pentru ei, dar asta nu-i dă niciun drept să mă facă pe mine țigan. M-am lovit foarte mult de aceste prejudecăți, n-am fost lăsat să cânt în locuri, mi-au scos vocea de pe piese și nu vreau ca un om normal de la țară să aibă fix aceleași prejudecăți, că nu mi se pare o normalitate, este doar o parte din mesajul pe care i l-a transmis Jador Mamei Geta,